Cerul roșu de ninsori le-a dat undă verde la viață. Bebelușii născuți în zilele geroase care au paralizat județe întregi stau acum în brațele calde ale părinților. Părinți care vor avea ce să le povestească peste câțiva ani. Noaptea înghețată în care au venit pe lume, cu siguranță nu o mai pot uita. Și la 8:30 m-au luat durerile. Și m-am dus în ultima cameră în pat și am născut. În timpul ăla. Cu cine ați născut? Singură. Așa a venit pe lume într-o seară în care gerul a înțepenit județul Constanța, fica ei, Anișoara. N-a mai răbdat până să ajungă moașa. I-a văzut la față, în schimb, pe paramedicii chemați între timp de soțul Cameliei. Salvatorii au venit pe jos, prin viscol, să o ducă pe fetiță la o ambulanță. Au ajuns târziu ei, în orice caz au ajuns pe la 12 noaptea. Micuța gura libă sau... Avea un glas mai mare ca al meu. Mai mult ca mine țipa deocamdată. Medicii constanțenii și-aduc și ei aminte cu groază de zilele acelea cumplite. Sunt însă fericiți că toți copiii zăpezii s-au născut sănătoși. Am avut în două zile 35 de nașteri, ceea ce este foarte, foarte mult. Situația acum s-a mai liniștit datorită vremii care s-a încălzit. Am putut să le externăm în siguranță. Viorica, în vârstă de 44 de ani, retrăiește și ea aventura acelei zile când a adus pe lume cel mai important om din lumea ei. În primul rând, când am deschis ochii și am văzut echipa de medici lângă mine, acela a fost momentul. Vremea era foarte neprielnică, vremea era cod roșu afară. Amândouă mămicile vor fi externate zilele acestea împreună cu fetițele lor, copiii zăpezii.